Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne revedem și în această seară la ora adevărului. Nu știu despre dumneavoastră, dar eu vă spun în modul cel mai sincer că m-am săturat de discuțiile politice, așa că am încercat în această seară să schimbăm un pic registrul emisiunilor noastre obișnuite și să discutăm despre sănătate și despre cum merg lucrurile în acest domeniu. L-avem alături de noi în această seară pe domnul Vasile Stănculete, managerul Spitalului Județean. Bună seara, mulțumesc că ați venit. Să rămână, bine v-am găsit. Sunt pentru prima dată la dumneavoastră. Da, și mă bucur tare mult că ne vedem. Cred că este una dintre chiar prima emisiune care nu are o temă politică. De asta le spuneam telespectatorilor că a fost așa nebunie cu campania electorală și cu alegeri și cu nebunii, încât astea au fost subiectele. Și de asta am ales un alt subiect foarte important pentru noi toți, pentru că ne confruntăm foarte, foarte des cu nevoia de a merge la spital, de a merge la medic și aș vrea în această primă parte a emisiunii noastre să discutăm puțin despre condițiile din Spitalul Județean. Știu că în ultima vreme s-au făcut o serie de investiții acolo și aș vrea în această primă parte să discutăm despre investițiile făcute la Spitalul Județean. Într-adevăr, în ultima perioadă, Spitalul Județean a avut parte de destul de multe investiții. Pot să compar ca medic din spitalul respectiv, nu ca manager. Consider eu că au fost cele mai mari investiții care au fost vreodată în Spitalul Județean, de la construcția lui. De la înființarea Spitalului Județean. Și aș enumera, deci, o secție, cum e secția de boli infecțioase, într-o reparație capitală și făcută într-un timp record, să zicem, și am să vă precizez după aceea de ce și acest timp record, o secție de terapie intensivă, iar la apel cu o reparație capitală și cu dotările corespunzătoare, un aparat tomograf de ultimă generație și nu în ultimul rând terapii intensive pe noi născuți, terapie intensivă în cardiologie, secțiile de ORL și oftalmo renovate în totalitate. Să nu vă mai aduc la cunoștință centrala termică, cu care știți și dumneavoastră că ce problemă a fost? Am avut probleme cu ea, dar în orice caz eu o consider la realizări. Și prin prețul la care a fost realizată centrala termică și indiferent de problemele pe care le-am avut cu ea, bine că nu ni s-a întâmplat cu exploziile respective să avem ceva probleme cu răniri sau cu ceva personal care lucra acolo, dar în orice caz mai avem ceva de lucru la centrala respectivă, dar totuși ne putem mândri cu faptul că totuși centrala acum, în momentul de față, este performantă. S-au făcut, se vor face și legăturile cu instalația de încălzire a apei calde cu solar și vom putea funcționa până la urmă în parametri normali și cu niște parametri pe care se impun unui spital județean. Acum, astea sunt realizările, să zicem, mari. De fiecare dată în Spitalul Județean intervin, să zicem, foarte multe lucruri pe parcurs. Uite, vă dau un exemplu acum cu, să zicem, cu căldura. Sigur că în trei locații ale Spitalului Județean în care funcționează Spitalul Județean, mai avem puncte unde dumneavoastră, presa, unde aparținătorii, unde bolnavii în principal pe care îi avem, suferă din cauza acuză căldurii. Acum probleme de căldură. Analizăm cât se poate de rapid problema și am trecut rapid la achiziționarea câtorva aparate de aer condiționat. V-am dat acest exemplu. Nu că este o mare grozăvie, că iei 6, 7, 5 aparate de aer, dar ăstea, pe lângă pe cele enumerate mai devreme, ăstea sunt probleme curente pe care deservim
aproape în fiecare zi sau în fiecare săptămână facem câte ceva, încercăm să facem câte ceva pentru Urma spitalul să vă județean. întreb, că știu că sunt secții aglomerate, dar o să discutăm în a doua parte. Revenind la investiții, ați putea să-mi estimați o sumă care s-a investit în ultima perioadă în Spitalul Județean? Nu, dar în mare vă pot să vă spun că la boli infecțioase a costat 18 miliarde toată problema de la boli infecțioase. Tomograful e vreo 16 în mare, să știți că da, da, vă da, dau cifrele, cu aproximație, nu să le luați estimativ. Cu aproximație. Eu sunt managerul spitalului, cu cifrele se ocupă directorul economic-financiar. Absolut. Deci eu spun cifrele în mare, deci tomograful 16 miliarde. Secția de ATI 4-5 miliarde. Miliarde, da. Deci ăștia sunt investiții mari. Noi derulăm la nivelul spitalului, dacă dumneavoastră nu știți, derulăm lunar în jur de 40 de miliarde. Deci pe medicamente, costurile sunt. Deci în principal pe salariile personalului care lucrează în spitalul de urgență, medicamente, materiale sanitare și celelalte probleme pe care le avem, apă, gaze și electricitate. Da, deci numai asta sunt 40 de miliarde, ceea ce înseamnă că totuși investițiile făcute sunt destul de economic, dacă vreți. Ați reușit să faceți bineînțeles, adică fără să risipiți bani. Da, să știți că la noi cea mai mare problemă, și asta în cunoștință de cauză, Spitalul Județean, cea mai mare problemă o are cu salariile, cu fondul de salarii. Deci sunt cei mai mulți bani care se derulează în fiecare an și alături de ceea ce am realizat de investițiile respective, să știți că am mai realizat un lucru. La un moment dat, știți că s-au redus peste tot banii alocați, să zicem, spitalelor din România. Și da, peste tot a fost acea reducere pe care am, la vremea respectivă, dumneavoastră ați dat că s-au redus și noi v-am spus că s-au redus și am fost, de exemplu, împreună cu președintele Consiliului Județean la o negociere la Casa de Asigurări de Sănătate, unde am reușit totuși să nu ne ia chiar atât din bani, adică să reeșalonăm cumva niște bani și să nu vă ia chiar atât de mult. De mult din banii respectivi. Am avut și acum cu finanțele sau chiar cu Consiliul Județean, în care Consiliul Județean a retras o anumită sumă, trebuia, deci finanțele au intervenit și trebuia retras o anumită sumă, am înțeles și a cine am luptat de fiecare dată, adică să nu chiar să ne lăsăm în voia sorții cu ce se întâmplă cu Spitalul Județean. Chiar și acum, să zicem că am avut un control de la casă. Putem niciodată nu lăsăm lucrurile să curgă. Vă implicați în rezolvarea, deci, lui. Rezolvarea discutăm problemelor. Și discutăm și despre acest subiect. Revenind la investiții, aș vrea să vă întreb, înțeleg ce s-a făcut, ce vă doriți să mai faceți? Care ar fi prioritățile pentru perioada următoare? Am avea foarte multe lucruri de făcut, să vedem ce vom obține ca bani, ca investiții. Deocamdată nu s-au dat investițiile și asta e un lucru foarte rău, că de la nivel central încă nu... Nu se știu că se știe câți bani... Și ne vom trezi, cum ne-am trezit anul trecut, că se vor da banii foarte târziu și va trebui să avem un galop, am avut pentru realizarea acestor investiții și v-am promis că revin la această chestiune, ca să putem să nu ne retragă banii respectivi. Asta a fost una dintre cele mai grele probleme pe care le-am avut anul trecut, adică să putem termina și lucrările respective, să putem plăti din banii respectivi lucrările realizate, care se efectuau, da? Și împreună cu Consiliul Județean și, mă rog, cu domnul președinte Călinoiu, deci a trebuit să facem niște eforturi, zic eu, pentru mine cel puțin în momentul respectiv erau, ziceam, supraomenești. Deci mă transformasem din medic în diriginte de șantier, în mai mult de diriginte de șantier. Chiar atunci am avut probleme cu președintele Consiliului Județean, în care am avut, să zicem, niște discuții, dumnealui le vroia, într-adevăr, așa le vroia. Și noi le vroiam, dar nu eram specialiști. Deci până ne-am format, până am văzut care sunt problemele respective, am avut... Dar experiența acumulată vă va ajuta pe viitor la următoarele șantiere. Eu cred că am câștigat acum o experiență pe această problemă și de aceea m-ați întrebat de investiții. Am dorit ca să rezolvăm problema cât mai repede, să știm pe ce mizăm, ca bani. Da. De făcut știm ce avem de făcut. De exemplu, avem... Să o luăm așa.
Deci din ce n-am terminat, că să ducem la bun sfârșit. Centrala termică a Spitalului 700 ar avea nevoie de încă un cazan. Este problema de sterilizare care presupune una dintre cele mai importante probleme ale unui bloc operator și nu numai unui bloc operator, ale unui act spital medical. Da. Și ne-ar trebui un cazan de abur pentru a rezolva cu sterilizarea în Spitalul 700. Este una dintre probleme pe care o iau. După aceea ne-am propus, știți și dumneavoastră dispensarul TBC în ce hal arată? Da. De la pasarelă. Da. Împreună cu Consiliul Județean, cu domnul președinte, am ajuns la concluzia, când am terminat infecțioasele, am mutat din clădirea de lângă poartă farmacia, facem și economie, că nu mai este încă o clădire acolo, iar acolo, în clădirea respectivă, vrem să o mansardăm și să mutăm dispensarul TBC, care știți în ce condiții lucrează. Bine, dar pentru asta ne trebuie bani. N-ar fi un lucru, cum am gândit-o noi, să-i mai facem încă un etaj, n-ar fi mare problemă, dar ne-ar trebui banii respectivi. Clar. Apoi avem la Spitalul 700 lifturile pe care le-ați văzut și dumneavoastră, sunt de la înființarea spitalelor. Știți că am avut, de-a lungul timpului, nu pe timpul mandatului meu, am avut incidente cu lifturile respective, am avut chiar și un caz mortal acolo. Deci ele noi le avem asigurate din punct de vedere al controlelor care se fac și al stării tehnice. Da. Dar ele sunt foarte vechi. Oricând, cât ai avea, oricând, sunt foarte vechi. Numai zgomotul pe care îl produc este infernal. Nu se poate, să zicem, pe rezervele respective, care sunt pe tronsonul respectiv, cu lifturile respective, eu știu că avem camera de gardă acolo, pe tronsonul respectiv, din cauza zgomotelor. Ori un lift nu mai poate să mai funcționeze. Deci v-am enumerat câteva dintre obiectivele numai pe care... trei probleme, plus avem stație de sterilizare a Spitalului Tudor Vladimirescu, care deservește un bloc operator. Ne-ar trebui o stație de sterilizare nouă și pe Tudor Vladimirescu. Și acum să nu vă enumerez problemele minore. Știți și dumneavoastră, ați văzut saloanele, să zicem, ale unui spital. Am trecut într-o nouă eră, din punctul meu de vedere, în medicină și, și în România. Ați văzut că oamenii nu mai pot să mai stea în orice condiții. Deci omul, pe lângă nu problema... Nu că nu-și dorește, că vine la spital, se vindece, nu ține cont de asta. Dar ați observat, apropo de medicina privată, aleg medicina privată pentru condițiile hoteliere. Să nu vă închipuiți că în toate spitalele, clinici, cum vreți să le ziceți dumneavoastră, private, sunt alți doctori decât toți cei care lucrează în sistemul de stat și au și normă la... Foarte puțin sunt numai cu normă. Cu normă la privat. Dar pacienții și pacientele mai ales, eu fiind ginecolog și analizându-le pe paciente, da, se duc pentru naștere la o clinică privată, în primul rând pentru condițiile hoteliere. Și într-al doilea rând, într-adevăr, pentru atenția care îi se acordă, că plătind, este și normal. Clientul nostru, stăpânul nostru. Stăpânul nostru. Deci, va trebui, revin la idee, va trebui și noi, ori ținem pasul cu trendul din medicină, ori dacă nu, vom avea din ce în ce mai puțin pacienți. Va interveni sistemul privat, care va intra pe piață. Vedeți ce se întâmplă și ce s-a propus cu noua lege a sănătății. S-a propus numai la salvare și era, s-a ieșit un scandal monstruos. Dar ce se dorea? Se dorea intrarea privaților și într-adevăr este o oportunitate, intrarea privaților pe piață. Dar se intre corect. Iar noi, cei care suntem de conducem acum, să zicem, un spital. Da. Sau o policlinică sau ceva. Trebuie să ne dăm seama de acum și să ne gândim ce va urma. Dacă nu vom lua măsurile necesare. Din timp. Din timp. Azi ne pleacă, să zicem, câțiva cu bani. De mâine încep să plece mai mulți. Se gândește la faptul că sănătatea lui e mai presus de orice. Și așa și este. Și preferă să, și preferă cheltuiască, să cheltuiască cât are și de unde n-are ca să-și rezolve problema de sănătate. Și tu nu o să te scoată, să zicem, de pe piață privații. O să ieși singur. Că nu ai să le oferi condiții pacienților respectivi. Absolut.
pentru că tot ați adus vorba de acest lucru, să știți că e o problemă generală, nu a spitalului județean la noi. Faptul că este o atitudine cumva a personalului medical, datorată în mod evident și veniturilor mici și problemelor, faptul că au mult de muncă, sunt puțini și au foarte multe de făcut, dar o atitudine pe care nu o întâlnești în privat. Și cred că această atitudine este un alt factor foarte important atunci când cineva decide să plece în altă parte. Atunci lucrați când, și din punctul ăsta de vedere cu subordonații atunci dumneavoastră? Am luat conducerea spitalului județean. Chiar am promis că o să mă ocup și de acest lucru. Și într-adevăr, am încercat pe cât mi-a mai rămas din timpul liber după ce cu investiții, după ce m-am întors de pe șantier, și am încercat să mă ocup și de această problemă. În orice caz, rezultatele au fost cât de cât vizibile, dar nu la ceea ce m-am așteptat eu. Și aici există o problemă, adică personalul răspunde la aceste lucruri pentru o perioadă de scurtă timp. De timp. Scurtă de timp. Este părerea mea și este constatarea mea. Mai mult de atât, îți vine foarte greu, nu știu, ar trebui o reorganizare, zic eu, a sistemului sanitar. Mă refer la Gorj, eu nu dau cu părerea țară, la da, nivel absolut. De țară. Vedeți, dumneavoastră, avem 3 locații. Nu ne putem ocupa, sau eu, ca manager, nu mă pot ocupa chiar bine de toate cele 3 locații. Deși am un stil cam deosebit, așa. La un moment dat, să zicem, chiar dimineața când plec de acasă, îmi trăznește ideea și aterizez la Spitalul Tudor Vladimirescu sau aterizez la Pasarelă. Fără niciun anunț, fără absolutamente. Mă duc să mă plimb. Nu mă duc să mă plimb. Da, înțeleg ideea, da. Mă duc până în spitalul respectiv. E, atâta timp cât fac, să zicem, aceste vizite, cum ar veni de lucru, da. Mentalitatea se schimbă, se aude. A fost directorul pe aici, începând de la portar până la medicul șef de secție. În momentul, să zicem, când nu mai am timp și o perioadă îndelungată de timp, nu mai trec pe la spitalul respectiv, fiți convins că au uitat. Și ceea ce dorim pe viitor, asta v-am spus ce se întâmplă. Da. Ceea ce doresc pe viitor, dacă o să mai fiu manager al Spitalului Județean, după interimat, adică lucrul ăsta trebuie pus la punct și pus la punct pe o formulă de reorganizare. Știți că am avut 2 controle destul de puternice, unul când s-a schimbat vechea conducere și unul acum, nu cel de la casă acum, de la nivel central mă refer, și toate ne-au impus o reorganizare a locațiilor Spitalului Județean. Și din ce punct de vedere? Vedeți, dumneavoastră, avem unitatea de primiri urgențe în locația Tudor Vladimirescu și nu avem lângă unitatea respectivă secțiile necesare care ar trebui să fie lângă unitatea de primiri urgențe. Unitatea de primiri urgențe, domne, trebuie să, dacă e unitate de primiri urgențe, trebuie să lucreze ca pe sârmă. În momentul în care s-a prezentat un accident, ce doriți dumneavoastră, un infarct, trebuie să ai medicul respectiv. Specialist. Sunt medicii de urgență. Medicii de urgență triază și acordă primul ajutor, la acordă salvarea. Stabilizează. Și pun, să zicem, diagnosticul respectiv, dar degeaba. Dacă nu te tratează, dacă s-a întrerupt actul medical, zero ce ai făcut până atunci. Trebuie să ai medic specialist sau ultra-specialist. Da. Iar ultra-specialist, venind în unitatea de primire urgențe și după controlul respectiv de neurologie și de cardiologie, n-ai, deoarece îi avem dincolo. Da. Deci noi trebuie să avem o discuție serioasă în privința acestei reorganizări prima dată a spitalului. Să vedem cum găsim soluții. Lăsăm UPU aici și aducem cele 2 secții lângă UPU. Sau mutăm UPU dincolo și relocăm de aici anumite secții. Am văzut și am participat și la ultima conferință împreună, o conferință internațională făcută de Raed Arafat,
Și am văzut pe ăștia din Israel, de exemplu, pe niște filme. Dom'le, este ca pe front. Adică o disciplină, în momentul în care a apărut bolnavul acolo, au toți specialiștii care trebuie acolo. La îndemână. La îndemână. Da. Deci, indiferent, să știți că asta dă fiori multor doctori din Spitalul Județean. Nu vom putea să funcționăm de acum încolo, indiferent dacă o voi face eu sau nu o voi face, sau cine va veni după mine, sau cine o vrea să vină, dacă nu va pune la punct niște lucruri, Spitalul Județean va avea probleme mereu. N-ai cum. Dacă n-ai specialist respectiv, ia-l, pune-l în salvare de acolo cu toate ce ai făcut tu și scapi. Și pierzi timp prețios, sunt enorm accidente, de prețios, enorm de prețios și enorm de multe lucruri. Și poți să, dacă faci o analiză a cazurilor, probabil cum au făcut-o și ăștia, da, sunt specialiști care ne-au controlat. Deci au zis, dom'le, rezolvați această problemă, este principala problemă și noi trebuie să înțelegem, asta este principala problemă. Că atunci, și vă dau ultimul exemplu, în momentul, ați văzut, toate televiziunile ați făcut un show fantastic, apropo de cazul de la Novaci, cu femeia care în urma unui chiuretaj. Spitalul Județean de aia n-a avut niciun fel de probleme. Spitalul Județean a așteptat cazul respectiv, fiind anunțat, cu 8 doctori. Nu mai puteați nici dumneavoastră, doamna Gângioveanu sau cineva din mass media, să spună nu s-a făcut tot ce exista posibil la nivelul unui spital județean dacă au fost 8 doctori. Toate specialitățile deci putea, prezente. Deci nu putea, dacă 5, 4, 3 erau tâmpiți, se găseau din 8 doctori unul să vină cu ideea și să spună fă cu tare lucru. Deci nu puteau să greșească 8 persoane 8 doctori, specializate. Că nu se mai poate face nimic. Asta este medicina. Deci, sunt situații în care efectiv nu poate să facă nimic. Deci tocmai de asta, până nu vor realiza, să revenim la ideea noastră, ca UPU să concentreze secțiile, specialitățile de care v-am zis, și în momentul în care vine pacientul să-l aștepte 2, 3, 4, 5 doctori de cât este nevoie, vorbim de un politraumatism, da, nu? Îți trebuie ortoped, îți trebuie chirurg, îți trebuie neurolog, îți trebuie cardiolog, cel de la UPU. Și când i-ai prezentat aparținătorului sau dumneavoastră, când veniți și filmați și când vi se spune, am fost în sala de operație 5 doctori și cu anesteziștii nu știu cât și personal calificat. Asta am putut să faceți. Da. Dar din sau moment, am făcut tot ce s-a putut. Sau, dar din moment ce ai luat pacientul și le-i valvârtești de la UPU și îl duci dincolo la cardiologie, că are, e normal că în procesul ăsta de transport, dumneavoastră fiind cu aparținătorii, fiind în apropierea cazului, dumneavoastră fiind cu camerele de filmat pe caz, este imposibil să nu descoperiți o greșeală în tot acest lanț și să provocați un scandal cum se provoacă în momentul actual și, bineînțeles, îndreptățit. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim la discuția noastră, care este foarte interesantă, așa că rămâneți cu noi. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează concurs de admitere la facultățile de inginerie, științe economice și gestiune afacerilor, administrație publică și studii politice comparate, științe medicale și comportamentale. Pentru informații suplimentare, relații la telefon 0253-218-222. Nou, Auto AVZ, singura spălătorie și vulcanizare non-stop din Târgu Jiu. Ne găsiți pe strada Luncilor, numărul 45, între Kaufland și intersecția Calea Severinului. La 5 spălări interior-exterior complete, a 6 este gratuită dacă ai card de fidelitate. Când ești ocupat și nu ai timp să-ți speli mașina, noi am găsit soluția Comfort Wash. Pentru programări și Comfort Wash, ne poți contacta la 07661 94589.
Siguranța care îți confirmă că ai făcut alegerea perfectă, suprapusă celei mai avansate tehnologii 4x4. Hyundai iX 35. Indiferent de perspectivă, alegerea ta numărul 1. Vino în cel mai apropiat showroom Hyundai și selectează gratuit confortul cutiei de viteze automate iX 35. Te așteptăm la Inidan, showroom și service Hyundai, acum și în județul Gorj. Atențiune, atențiune! S-a deschis cel mai mare și cel mai modern târg auto din Oltenia. Târgul Auto Succes! Târgul Auto Succes! Târgul Auto Succes! Peste 40.000 de metri pătrați! Peste 2.000 de metri pătrați hale de expunere! Peste 500 de locuri de parcare! Piese auto, spălătorie auto, terase cu mici, muzică live! Într-un cuvânt, un târg civilizat! Târgul Auto Succes! Târgul Auto Succes! La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Eleganță și confort fără egal. Societatea comercială Cipri Bon produce și comercializează tâmplărie PVC, profile, clasa A cu 4, 5 și 6 camere, sticlă bombată și sticlă termopană. Tot aici mai găsiți feronerie și accesorii PVC, jaluzele verticale și multifactură. Îi găsiți în Târgu Jiu pe strada Victoriei, numărul 159. Pentru sănătatea dumneavoastră consumați zilnic fructe și legume. Revenim, vă reamintesc că în această seară stăm de vorbă cu managerul Spitalului Județean, domnul Vasile Stănculete. Vorbeam despre motivele pentru care apar sincope în actul medical. Și anume, nevoia de reorganizare a spitalului. Este foarte interesant ce ne-ați spus dumneavoastră și nu m-aș fi gândit, vedeți, faptul că nu suntem direct implicați și nu avem studii de specialitate ne face să tindem să acuzăm pe altă parte. Nu m-aș fi gândit că problema pe care o are Spitalul Județean e că nu are specialiștii la îndemână. Credeți că este realizabil acest proiect? Și vă întreb asta pentru că, așa cum spuneați, sunt persoane care nu cred că și-ar dori să se facă această mutare. Eu cred că este realizabil proiectul respectiv și trebuie să avem nu numai, să zicem, voința noastră a conducerii. Deci sunt convins că și Consiliul Județean, care știți și dumneavoastră, noi suntem în directa subordonare a Consiliului Județean, merge pe acest proiect. Nu mai trebuie să facem un studiu atent și cât mai corect, fără să zicem
partipriuri, să ținem cont decât de problema medicală. De altfel, dumneavoastră, m-am bucurat că sunteți sinceră când a spus că nu vă gândeați la lucrul ăsta. Tocmai de aia. Nu, dar recunosc, mărturisesc că nu m-aș fi gândit. Tocmai de asta vreau. Ai tendința să dai vina pe medici, da. să crezi aparținătorii, da, care sunt emoționați și în mod evident influențați de tragedia de asta petrecută. Mai am ceva de comentat referitor la lucrul ăsta. Nu fiindcă aș încerca să intru în contradicție, să zicem, cu televiziunile. Dar asta am spus de fiecare dată. Am văzut, nu știu dacă la dumneavoastră sau și la alții, am văzut lucruri discutându-se despre medicină cu tot felul de neaveniți. Și acești neaveniți pot să-i spun din toate domeniile. Am văzut emisiuni în care se discuta de doctori, de actul medical și nu era nici măcar un asistent medical. Nu știu cum puteți să faceți emisiuni. N-aș vrea să jignesc pe nimeni, cu ingineri, cu profesori, discutați, domnule, cu doctori, aveți măcar un punct de vedere, cât de prost ar fi doctorul respectiv sau un asistent medical, sunt și asistente, un cadru medical care să știe ceva despre medicină. Despre sistem. Nu putem, chiar în problemele, și în probleme grave discutați, nu vă pot spune, eu mă crucesc. Văd niște persoane discutând despre medicină care habar n-au pe ce lume trăiesc. Habar n-au ce înseamnă un act medical. Când sunt probleme, chiar aș indica toți colegii, la toți colegii dumneavoastră, nu se poate din sute de doctori de la nivelul județului Gorj să nu găsiți și să aduceți trei țâși băști, unul profesor, unul inginer acolo în emisiunea respectivă care își dă și el cu părerea. Să știți un lucru, vă spun poate că în premieră acum, ca să vorbești cu noi, nu o fac din aroganță, să nu mă înțeleagă cineva care se va uita la noi că o fac din aroganță, ca să poți să discuți despre un act medical, trebuie să fi făcut facultatea de medicină. Nu poți, n-ai nici termenii respectivi. Și nu vorbesc numai de televiziunile locale, am văzut pe televiziunile centrale. Nu, centrale. Și înțeleg ce discuții, vreți să spuneți. Discuții, dar... deci încurcă termenii medicali, este de râsul lumii. Să nu mai discutăm de problemele în sine. Domnule, trebuie să fi făcut un pic de fiziopatologie, fiziologie, anatomie. Nu poți să discuți cu un doctor despre un malpraxis decât un alt doctor cu el. Este imposibil, dacă n-ai făcut facultatea, nu ai limbajul necesar. Și nu putem să discutăm, atunci cheamă un doctor. Dar și... pe de altă parte trebuie să țineți cont de faptul că acuzațiile de malpraxis sunt foarte grave. Oamenii sunt direct interesați să știe despre cazurile respective și de multe ori spitalul întârzie să trimită un reprezentant sau nu iese public până la finalizarea anchetei. Și atunci, la finalizarea anchetei poate să fie oricând. Pentru noi e târziu. Oamenii vor să știe atunci ce s-a întâmplat. Și poate de asta de multe ori se întâmplă să, nu știu, să inviți un jurnalist cu care să discuți despre un caz de malpraxis. Deși vă împărtășesc punctul de vedere, dar până la un punct. Trebuie să înțeleagă și medicii nevoia telespectatorilor noștri și a noastră de a informa cât mai repede. Pentru că degeaba peste o săptămână sau două, când ancheta este finalizată, eu invit un doctor și am o discuție calmă și cu termenii de specialitate necesar, dacă subiectul deja a trecut, dacă deja s-au făcut supoziții, dacă opinia publică are deja o părere formată din ce a auzit din alte părți decât de la presă, unde are posibilitatea să se informeze totuși cât mai bine. E, vedeți dumneavoastră, chiar din punctul meu de vedere, cred că în 90% am o relație destul de bună cu presa. Și asta dar înseamnă că puteți să veniți la emisiune. Asta am făcut. Deci, dacă n-a izbucnit niciun scandal major, scandaluri au fost, tentative de scandaluri, cel puțin în astea 8 luni, nici nu știu de cât sunt manager, nu mai țin în minte, n-a izbucnit, este faptul că nu am lăsat presa niciodată să bată cu piciorul în uși, să vrea să... și nu le-am dat o lămurire, dar asta am încercat să le atrag atenția, că nu putem să dăm verdicte atât de rapid. Și vă înțeleg pe dumneavoastră și aveți și dumneavoastră dreptate, dar de aici, în a scrie
pe banda de jos, în timpul unei emisiuni, Spitalele Morții, cred că este o mare distanță. Adică până când spitalele, și într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate, spitalele sunt ale viilor, în primul rând, dar sunt și ale morților. În spitale, în toată lumea, se și moare. Dar de unde a scrie spitalele din Gorj, Spitalele Morții, o mare diferență. Au fost câteva probleme la Spitalul Județean și câteva acuzații de malpraxis în ultima perioadă. Și aș vrea să discutăm despre fiecare caz în parte, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, au făcut fiecare la rândul lor obiectul unor emisiuni la concret. Dar la modul general, discutând despre acest lucru, vreau să vă întreb ceva. Poate că de multe ori se poate interpreta ca fiind o rea voință din partea opiniei publice faptul că sunt arătați cu degetul niște medici. Dar pe de altă parte, eu aș arăta cu degetul către Colegiul Medicilor, și știți de ce? Pentru că sunt foarte puține sancțiuni date și în mod evident s-au făcut și greșeli, și instanța a decis că s-au făcut greșeli și că sunt medici vinovați de malpraxis. Iar sancțiunile primite de acei medici sunt rare și foarte blânde, dacă vreți. Totuși se pierde o viață. Vedeți dumneavoastră, dacă ar fi, trebuia să dau un răspuns unei mame implicate într-unul dintre procesele respective. Nu s-a întâmplat în timpul mandatului meu, dar trebuia să dau un răspuns. Problema nu este așa de simplă. Gândiți-vă că de atunci, de acum 3 ani și până acum, au intrat în cercetare cu cazuri din astea de așa zise malpraxis, cel puțin, după părerea mea, da, da, nu e o numărătoare așa strictă, 10 doctori. Da. Ce aș face eu, sau oricare manager al spitalului, și după aceea revenim la Colegiul Medicilor, dacă eu, pe această problemă, să zicem că este un lucru evident că ar trebui să suspend. Dacă aș fi suspendat 10 doctori, cu cine am mai trata pacienții? Asta ar fi una dintre probleme. 10, gândiți-vă. Nu este o 10 nu e cifră mică, în mod evident o să ajungem la problemele de personal 10. Imediat. Deci, cu cine, dacă la prima chestiune sau suspiciune, da, a nu lăsa instanța care, domnule, suntem noi, sunt eu manager. Există Colegiul Medicilor unde sunt, dar noi nu suntem judecători până la urmă. Gândiți-vă că și ei au dreptul la apărare. Sunt deschise procese pe rol în cazurile respective. Cum aș face eu? Eu cred că trebuie să măsurile trebuie și ar putea fi luate urgent. Dar până la urmă, nu eu sunt judecătorul, domnule. Bun. Deci există, toți, și dumneavoastră, și noi, suntem oameni și până nu cel care judecă, judecătorul nu scrie condamnare, 1 an, 3 luni, 6 luni sau suspendare. Eu nu pot să fac, indiferent cum ar fi această chestiune, că există un judecător. Și în momentul în care ăla mi-a trimis pedeapsă cu executare 3 luni de zile, este normal că și eu nu contest această hotărâre. Dar vă întreb altceva. Nu credeți că ar fi un semn pentru un exemplu, dacă vreți? Cred că și atitudinea despre care vorbeam la începutul emisiunii, dar cred că și intrarea într-o rutină din asta poate să producă greșeli, pentru că până la urmă și medicii sunt oameni, dar și pot greși. Diferența este consecințele unei greșeli medicale sunt tragice. E vorba de viață de om. Nu credeți că un exemplu într-o situație în care cu certitudine medicul a făcut o greșeală ar face ca, nu știu, poate să se schimbe ceva în atitudinea medicilor și a calității actului medical? Dar să știți că, din punctul nostru de vedere, să nu considerați că dacă sancțiunea respectivă ar consta în ridicarea dreptului de a profesa,
Asta aveți dreptate. Aici este problema exclusivă a Colegiului Medicilor. De asta există Colegiul Medicilor. Degeaba există Colegiul Medicilor, măsuri... zic eu. Cel este... puțin în felul în care a funcționat până acum... Este, zic eu, problema lor. N-aș vrea nici să o comentez. Nu, eu am comentat din punctul meu de vedere. Lucrez de ani de zile în presă și cred că îmi permit să fac acest comentariu. Colegiul Medicilor nu funcționează. Asta este o cârdășie, nu e un colegiu, este o cârdășie. Ea, de altfel, să știți că este o, cum să zic eu, o organizație nu care să apere doctorii, nu să-i condamne. Deci, Colegiul Medicilor, nu înțelegeți că la Colegiul Medicilor îi judeci ca să îi condamn. Colegiul Medicilor, toți medicii contribuie ei. Cu banii. Înțeleg că este un fel de sindicat. Consider de asemenea că ce a oferit prin, cum să spun, dă prin în atribuțiile acestui colegiu totuși judecarea, dacă vreți, din punct de vedere... Da, hai să vă spun un anumit lucru. Și cred că, bine, n-ar trebui să... Ce, corp la corp nu scoate ochii. Nu. Hai să vă explic un lucru. Fiindcă doctorul respectiv, în orice caz, un doctor grozav al Gorjului, doctorul Ilarie Popescu, eram tânăr stagiar pe lângă el, nu mai auzea bine în orice caz. Știți ce îmi spunea doctorul Ilarie Popescu pe timpul ăla? Și cred că ajung și eu, mai am un pic până... Până ajung să cred acest lucru. Nu există doctor care din vina lui, cei care profesează, nu, da, profesioniștii, da. Nu din ăștia, trei lulele, înțelegeți dumneavoastră cu numerele de doctor, care să nu-i fi murit măcar un pacient din vina lui. Și atunci ce am face? Și acum că am destui ani de profesie și mai am până la pensie în orice caz, întind să cred că și eu același lucru. Nu există doctor care prin omisiune sau, mă rog, diferite cauze care au fost la cazul respectiv, dacă l-ai căutat bine, să nu-i fi murit un pacient din cauza lui. Și atunci ce-ar fi? Să băgăm toți doctorii în pușcărie? Dar nu vorbim de pușcărie, vorbim totuși de o, nu știu, deși și ideea asta care încet încet se inoculează în mințile personalului medical, și anume că indiferent ce se întâmplă, nu suportă nicio consecință. Nu, aici să știți că vă contrazic. Trendul este următorul. V-am zis odată sau am zis într-o altă emisiune și v-am spus, în Statele Unite sufer de lipsă de ginecologi și de anatomopatologi și medici legiști. Deoarece știți și dumneavoastră, acolo majoritatea spitalelor lucrează cu avocații la poartă. Da. S-a schimbat și la noi. Din acest punct de vedere, vă pot confirma, majoritatea cadrelor medicale, de se punea problema la un moment dat de chiar stresul ăsta de... De presiunile care se fac mediatice. Care se fac și... mediatice și... Să știți că concepția din punctul ăsta de vedere s-a schimbat. Și într-adevăr, din ce în ce mai multe specialități din ăștia care sunt de uzură, chiar asta, medicina de urgență, cu unitatea, da, asta de primire urgență, să nu vă închipuiți că la 100 și ceva de... pacienți văzuți într-o noapte, într-o gardă din asta cum au ei. Sau, de exemplu, la obstetrică, la ginecologie. Să nu vă închipuiți că la 4-5 nașteri, că sunt într-o naștere, ăia mai dorm. Sau își permit să nu se trezească la un caz. Dacă înainte să discuta la modul liniștit, să știți că s-au schimbat problemele în medicină. Nu cred că există vreunul dintre doctori sau chiar dintre cadrele medicale care își mai permite în momentul actual să trateze pacientul măcar ca acum 3 ani. Ascultați-mă pe mine. Deci, mentalitatea s-a schimbat. Dar în același timp a intervenit și fenomenul invers. Pacienții și aparținătorii au devenit din ce în ce mai răi. Adică își doresc, știu că au numai drepturi, îndatoririle niciodată nu și le pun în balanță și intervine celălalt lucru, scandalul, indiferent dacă au dreptate sau nu au dreptate într-un caz disperat, scandalul este asigurat. Deci, niciodată nu-și fac
o analiză a cazului respectiv, adică ce au făcut ei înainte, ce măsuri au luat ei înainte să nu se ajungă la cazul respectiv de disperare și ce a putut să facă medicina pentru ei. Nu văd decât partea alaltă a medicinii, că ăstea trebuia să-i salveze copilul, mama sau pe cel implicat în accidentul de circulație care a venit zob la spital. Medicina trebuia să-l salveze, că așa știe el că medicina face totul. E, medicina nu face chiar totul. Deci nu e ca, chiar ca în filme. Nu. Bun. Vreau să discutăm puțin despre lipsa de personal, pentru că tot am vorbit despre medici și despre atitudinea pe care o au tocmai din cauza că sunt ocupați. Știu că în mai făceați niște declarații că deja lipsa acută de personal se resimte. Mai sunt problemele astea? Au început să, nu știu, să mai vină medici către Spitalul Județean? Din punctul nostru de vedere, să știți că Spitalul Județean, sau din punctul meu de vedere, Spitalul Județean poate să funcționeze, știți, și la limita de avarie, știți, și să funcționeze, și poate să funcționeze și foarte bine. Acum, noi ne-am dorit să fie foarte bine. Foarte bine, ceea ce nu se poate. Normele noastre românești și ale internaționale prevăd și ele un anumit doctor la atâtea paturi, un anumit asistent la atâtea paturi. Eu cred că mai marii noștri și mai ales politicienii noștri socotesc că se poate și așa. E, dacă se poate așa, atunci oferim servicii de cât se poate. Asta este. La nivelul Spitalului Județean am avut, să zicem, un fel de noroc, dar asta nu pot să-i zic dacă a fost noroc, s-a desfințat spitalul de la Bumbești. Și am fost obligat să luăm 55. Da, dar se deschide spitalul de la Bumbești. Deci, nici așa nu am acoperit. Deci a rămas în vigoare schema de 7-1 pe care o știți și dumneavoastră. Încercăm să ne încadrăm în schema respectivă și acum ni s-au acordat 4 posturi. Așa că judecați și dumneavoastră. Și le pierdeți pe cele 55 sau încă 4 pe lângă alea 55? Nu. Astea nu. Încă nu s-a discutat problema în mod serios. În ceea ce privește persoanele primite de la Bumbești. Adică ce se face cu persoanele respective? Se vor întoarce la Bumbești sau vor rămâne? Aici este o discuție pe care, sincer să fiu, nici eu nu știu bine ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla cu această problemă? Nici nu vreau să mă bag să dau posibilitate la speculații. O să vedem, o să analizeze factorii de răspundere. Eu și dacă ar pleca persoanele respective, să zicem că se găsesc. Ați văzut și dumneavoastră, este pe piață de forță de muncă în medicină, s-au făcut suficienți asistenți medicali. Deci pentru aveți de unde alege. Pentru mine, chiar și medici sunt, în țara asta sunt destui medici, pentru un spital județean, oricând, fiecare medic care lucrează în oricare din spitalele din județul Gorj, ar vrea să lucreze în spitalul județean. Așa că numai locuri să fie, căci spitalul județean va găsi personal. Va găsi personal întotdeauna. E pomenit în discuțiile legate de cadrele medicale de la Spitalul Județean această idee că în ultimii ani n-au mai venit absolvenții cu medii mari, cu talent care să se orienteze către Spitalul Județean de la Gorj. Nu, să știți că nici nu s-a căutat să vină. Știți și dumneavoastră că a fost în continuu, am avut reduceri de paturi. Într-adevăr, dintr-un studiu al nostru făcut așa la nivelul Spitalului Județean, am ajuns la concluzia că vârsta medicilor din Spitalul Județean ne-ar putea provoca niște probleme peste 10 ani. Da. Și într-adevăr, dacă socotim generațiile care sunt acum să apropie de pensie, ceilalți dinaintea lor, cam peste 10 ani am avea probleme cu medicii. Cu personalul medical. Dacă acum, și avem în vedere această problemă,
Dacă acum ne-am ocupat de câteva, să zicem, puncte din Spitalul Județean care ar trebui plombate, v-aș spune că, de exemplu, n-am decât două lucruri de maximă urgență. Terapie intensivă, 1-2 posturi, și urologie, un post. În rest, este acoperit și cam avem peste tot specialiști. Specialiști și chiar în unele secții, chiar unii destul de tineri. Dar dacă nu pornim de acum acest lucru de aducerea tinerilor și să găsim formula pe care să-i aducem, că tineri ei ar veni, să nu vă închipuiți că nu avem și sunt unii destul de bine pregătiți. Și chiar ăsta pe care dumneavoastră îi lăudați că profesează în străinătate, oricând ar veni acasă. Am vorbit cu câțiva dintre ei. Ar veni niște condiții să câștige, să moară de foame. Nu mor de foame. Și dacă ar veni ca specialiști, ar veni și n-ar muri de foame. Și mai bine e acasă pe bani mai puțin decât acolo pe nu știu câți bani. În orice caz, eu pledez pentru faptul că mult mai bine este acasă pe fie bani. Fie pâinea căderea. Și nu mor nici acii de foame. Este da. Vorba, discuția mare este cu rezidenții ăștia care într-adevăr au niște probleme, dar acum sincer să fim, și noi ne-am pregătit în condiții destul de grele. Țin minte că în primul an de rezidenția n-aveam bani să cumpăr două ouă, așa că pot și ei să suporte. A ajunge doctor, îi impune și niște sacrificii. Și niște sacrificii. Da, aș vrea să mai avem câteva minute din emisiune și aș vrea să discutăm despre controlul pe care l-a făcut Casa de Asigurări la spital. Am înțeles că au fost vreo 74 de foi de observații raportate eronat, că e vorba de o sancțiune de 40.000 de lei care s-ar aplica spitalului. Am avut o discuție cu șeful Casei Județene ieri, astăzi am avut cu una dintre doamnele care au controlat spitalul. Controlul trebuie să se efectueze. Vă dați seama, la nivelul unui spital județean, oricare control care vine pe linia asta găsește câte ceva. Neregulile nu sunt așa de mari în volumul respectiv, am zis, de foi de observație. 70 de foi nu sunt o problemă. Dar n-am lăsat lucrurile. Fiecare doctor a fost nominalizat cu foile respective pe care le are, cu valoarea foilor respective care nu s-au validat. Directoarea medicală chiar și acum a avut astăzi o ședință cu unii dintre ei pe problemele de foi medicale, le-a atras, i-a adunat pe toți și le-a pus în vedere cei care au greșit pe foile respective. Banii, trebuie să înțelegeți că nu sunt pierduți. Banii respectivi sunt anumite sancțiuni, să zicem, pe care casa trebuie să le ia când face un control de genul ăsta. Sancțiunile au fost cele mai mici. Și sancțiuni întotdeauna poate să găsească casa câte ceva în neregulă. Da. Asta nu înseamnă că vom pierde banii respectivi. Nu ne afectează absolutamente deloc bugetul acești bani. Deci trebuie în schimb să ne punem la punct și să ne intre tuturor în cap și mai ales celor care lucrează în mod direct cu aceste foi de observație că trebuie completate corect și așa cum le cere Casa de Asigurări de Sănătate, deoarece ei ne dau banii respectivi, ei validează foile respective. Deci nu contează ceea ce credem noi. Am discuții cu anumiți medici și zice, este imposibil să facem că e o absurditate ce cere Casa. Dacă Casa este aceea cu banii, trebuie să respecti ceea ce își cere Casa. Ea dă banii. Tu trebuie să te conformezi. Că este adevărat că avem discuții cu ei și vom avea discuții în continuare cu ei să vedem unde corectăm anumite lucruri care nu bat una cu alta, că nici acolo nu sunt toți grozavi. Dar nu este o, nu știu, o lipsă de comunicare între dumneavoastră și casă sau nici să fie gând. Probleme grave? Nici gând. Am înțeles. Suntem la final de emisiune, foarte scurt, despre lipsa medicamentelor. Un alt subiect foarte adânc nezbătut de ani de zile. În continuare, spitalele se confruntă cu această problemă. Cred că nu trebuia să-l lăsăm la sfârșit. Trebuia să discutăm. Să-l abordăm mai devreme. Asta este multe de discutat. Deci, noi am încercat într-o primă fază, v-am zis, ni s-a redus bugetul cu 20% și am încercat să fim mai prudenți. Și eu discut despre problema ceea ce am făcut eu. Și am încercat să fiu mai prudent.
cu medicamentele și să am medicamentele de bază. Într-al doilea rând, am încercat să schimb această percepție de modul în care se comandă de fiecare secție medicamentele respective. Adică nu facem stocuri și ajungem cu ele, cum ați relatat dumneavoastră, de avem medicamente expirate, dacă pe național erau crize de morfină, noi aveam expirată. De pe timpul ăla morfină expirată și deci nu mă... Deci trebuie să fim mai receptivi și mai atenți în modul în care cerem. Și din asta am încercat să modific, adică un sistem blitz de achiziționare a medicamentelor. Nu în cantități mari, dar ritmic. Și atunci, la solicitarea șefilor de secție sau asistenților șef, cei care vin, achiziționăm în maxim o săptămână medicamentele apar în secția respectivă. Dar vedeți dumneavoastră, și aici este o chestie de comoditate. Era mai bine să le avem în dulap pe toate. Nu! Este mai bine să scriem de acum încolo condițiile de medicamente la zi, cu ce ne trebuie, nu cu ce am considerat noi că ar trebui să fie în dulap. Dulapurile de urgență sunt altceva. Ălea prevăd baremul care trebuie să aibă în ele. Nu! Scrii medicamentele care știi tu și care ar trebui într-adevăr să le ai acolo. Nu scriu. Și vă dau și materiale sanitare. Și vă dau un exemplu. Scriu 200 de pachete de vată. Pentru ce? Ca după o săptămână sau după câteva zile să nu mai ai deloc să spui, dom'le, s-au consumat și eu să n-am cum te verifica. Deși am constatat că este, mai avem probleme, recunosc, mai sunt și probleme, adică sunt anumite boli care se tratează cu anumite medicamente. Și dacă medicul respectiv spune, dom'le, eu te-aș trata, dar n-are n-am cum, medicamentul. Nu are cum să aibă spitalul toate medicamentele. Deci medicul respectiv trebuie să știe ce are nevoie în cabinet. Deci, da, deci, dar... În tratamentul unui bolnav, sănătatea e atât de complexă, încât medicul respectiv într-adevăr îți spune, dom'le, dacă aș avea medicamentul respectiv care îmi trebuie, da, domnule, pentru sănătatea dumneata, du-te și cumpără-ți medicamentul respectiv. Spitalul n-are cum să asigure toate medicamentele din lumea asta, sau medicamentul pe care îl are medicul respectiv în cap. Poate că îi trebuie numai pentru o singură persoană. Majoritatea medicamentelor și medicamentele de bază există în spitalul județean. Vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară și vă mai așteptăm la să noi. Să rămână! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de TV Sud. La revedere!